Horezenii veniți în număr mare la stadion i-au putut vedea în teren pe Rodion Cămătaru, Sorin Cârțu, Nicolae Ungureanu sau Emil Sândoi, fotbaliști care au făcut istorie pentru Universitatea Craiova, dar și pentru fotbalul românesc. Juveții au făcut la final poze cu microbiștii din Horezu și au spus că se simt bine de fiecare dată când se reunesc pentru meciuri demonstrative. Organizarea ca de obicei, am mai fost pe aici, e extraordinară. Și exact cum a spus și de domnul, sau viitorul primar al, sperăm, al acestui oraș, și totul care am început. Cred că astăzi s-ar putea să fi pus temelia pentru o nouă echipă. Acest oraș merită să aibă o echipă, am înțeles că mai, adică mai fost echipă. Adică în divizia ce dată, mai foarte frumoasă și la nimic de o să vă interpreceam. Să vorbiți despre CSU Craiova, cum vi se pare evoluția din acest sezon, cum o vedeți? Se ridică la înălțimile dumneavoastră, se poate și mai bine? Înălțim niciodată nu se ridică, mai ales la așteptarea suporterii Craiove. Cred că orice antrenor și-ar dori să fie antrenor la o echipă așa cu asemenea, valori, cu nume valoros. Bine, să te dai puțin în spate așa cu vreo 40 de ani. Bine venit așa, ne mai întâlnim și e un prilej de bucurie așa, de vedere. Pe noi, chiar dacă suntem majoritatea așa prin în oraș și în Craiova, nu tot timpul ne întâlnim. Așa că astăzi a fost un prilej, cum au mai fost și altele. Și noi le acceptăm cu plăcere. Bine, ne bucurăm de fiecare dată când ne revedem și astăzi a fost o atmosferă frumoasă, dar mai vorbeam cu Sorin, mai avem unele probleme cu unii dintre jucători și care sunt jucători tineri de perspectivă. La Bica mă refer, i-am și spus că nu prea stă bine echipamentul pe el în ultima perioadă. Deci avem mingele? Da, o să trească să vedem un cântar înainte de antrenamente, să vedem că nu prea se prezintă în condiții bune și o să-l și penalizăm pe chestia asta. Are urechi bune, te-a auzit. De asta și randamentul lui este din ce în ce mai slab, da? Următorul meci amical la care vor participa foștii fotbaliști de la Universitatea Craiova ar putea avea loc la finalul lunii iulie la stadionul din Savoi cu prilejul zilelor imnului național.